Bună ziua, numele meu este Marius Răileanu, managing partner al revistei Casino Inside și am hotărât să avem un interviu cu domnul Sorin Constantinescu, consilier al primului ministru pe probleme de jocuri de noroc, al guvernului, pe probleme de jocuri de noroc, cu experiență vastă în domeniul jocurilor de noroc. Am decis să avem acest interviu în prisma faptului că marea majoritate, de fapt, industria de jocuri de noroc este închisă momentan și am dorit să aflăm mai multe detalii direct de la sursă, dacă se poate spune așa, vis-a-vis de această problemă cu care ne confruntăm. Bună ziua, domnul Sorin. Bună ziua. Direct de la sursă. Sunt și eu informat ca și majoritatea celor din industrie. Am tot ținut legătura cu toate asociațiile din industrie. Aproape în fiecare zi vorbim la telefon cu Liviu Popovici, cu Sorin Georgescu, cu Cristi Pascu, cu Doru Gheorghiu și încercăm să găsim soluții ca să putem să repornim cât mai repede această industrie, pentru că cu cât stăm mai mult închiși, cu atâta consecințele sunt din ce în ce mai grave și va fi foarte, foarte greu ca să repornești într-un timp scurt. Pentru că aș vrea să facem o imagine a industriei de jocuri de noroc din țara noastră înainte de debutul pandemiei. Ce număr de săli de joc, săli de pariuri, cazinouri live, online, deci, număr de aparate existau în... Aproximativ 78.000 de aparate, 3 cazinouri doar în București, pentru că datorită taxelor foarte, foarte mari, cele din provincie au dispărut. Mai e un cazino pe la Craiova, dar nu știu dacă mai e deschis sau nu, pentru că nu era într-o situație financiară foarte roz. Uh-huh. Mai avem vreo 2-3 săli de bingo, una în București și vreo 2 în provincie. Și agenții de pariuri, nu știu exact, peste 10.000, 12.000, 15.000 de agenții de pariuri. Pot să spun că lucrează 45.000 de oameni în această industrie, care acum sunt în șomaj tehnic. E o povară și pentru guvern și ar trebui cât mai urgent să se treacă această povară în buzunarele organizatorilor, adică să se repornească, să se relanseze ca să putem noi să le plătim salariile și nu guvernul. Gândește că da, 45.000 de oameni și aproximativ câte 500 de euro de căciulă, sunt 20 de milioane de euro pe lună suportați de guvern ca să plătească salariile industriei. Ca și taxare, ce taxe plăteau operatorii din industria de jocuri de noroc? Mă refer la impozitele directe, indirecte? Păi, știi foarte bine că diferența cu alte industrie că noi avem taxe astea fixe, adică ori facem bani, ori nu facem bani, dăm niște taxe fixe lunare. Din cauza asta am și solicitat în momentul când s-au făcut niște facilități fiscale ca aceste taxe să nu fie plătite, pentru că activitatea a fost oprită. Nu a fost oprită din inițiativa organizatorului, a fost oprită din cauza situației cu COVID-ul și n-am avut, adică cei din industrie n-au avut de ales, adică n-au fost opțional dacă închis sau deschis și atunci nu era normal ca aceste taxe fixe să se plătească. Oamenii din industrie au și făcut o grămadă de solicitări atât la Ministerul de Finanțe, cât și la Guvern, cât și la ONJ-ul, că ei practic, din cauza că e o industrie puțin diferită față de o altă activitate comercială în România, nu beneficiază nici de ajutor bancar, nici de credite cu preferențiale, nici de nimica. Și atunci se solicită doar plata, având în vedere că plata este trimestrială, să se facă o plată lunară ca să poată mai ușor să suporte diferența asta de ce a fost înainte și ce va fi imediat după deschidere, pentru că, având în vedere măsurile restrictive destul de puternice, va fi foarte, foarte greu să pornești dintr-o dată. Și ca să zicem că dacă tot e ok și dispare încet, încet, în câteva luni de zile criza asta cu COVID-ul, probabil că peste un an de zile vorbim, adică la anul în primăvară vorbim de o activitate normală a industriei. Pentru că industria asta este o industrie de socializare. Oamenii vor să vin la jocuri să se distreze, să vorbească între ei, să socializeze. În momentul când îi bagi niște cutii de sticlă sau niște cutii de plexiglas, nu vor mai simți aceeași plăcere și probabil că vor sta acasă, nu vor mai veni în sale de jocuri. Cu atât mai puțin la cazinouri, unde la o masă de ruletă sunt 7, 8, 9 persoane ca și la blackjack. În momentul când îi separi la fiecare persoană cu câte un perete de sticlă, ca niște cutii, ca niște cabine telefonice, s-a dus tot farmecul jocului și, sigur, nesimțindu-se în largul lor și nesimțindu-se bine, nu o să mai joace cu aceeași plăcere sau nu o să poată să stea așa de mult. În plus de asta, cu masca asta pe față, cât poți să reziști? Normal, omul când vine într-un weekend să distreze la un casino sau la o sală de jocuri, stă câteva ore. Am fost la un magazin,
m-a obligat să-mi pun masca, în 5 minute am ieșit afară pentru că mă sufocam efectiv și mi s-au oburit ochelarii, adică nu suportam mască. Și aveam o senzație așa de disconfort încât tot plăcerea mea de shopping m-am dus să cumpăr niște haine pentru nepoți, am luat 2-3 lucrușoare și în 5 minute am fugit afară, adică n-am mai stat o jumătate de oră sau o oră cât pierdeam eu să caut rochițe sau pantalonați sau tot felul pentru că mă sufoca masca aia, adică când mă duc să la jocuri mă duc să mă distrez sau la casino sau la pariuri și în momentul când am ceva care mă deranjează nu pot să pierd atâta timp cât pierdeam înainte când n-aveam nicio problemă și puteam să stăm de vorbă și să... Ați anticipat oarecum o următoare întrebare a mea, dar înainte de aceasta, având în vedere faptul că sunteți consilier al guvernului pe probleme de jocuri de noroc, sunt semnale vis-a-vis de o dată de deschidere a industriei, de deschidere a sărilor? A fost avansată vreodată? Suntem într-o perioadă de tranziție, să zic așa. Toată lumea monitorizează numărul de cazuri. Chiar azi dimineața am văzut la televizor că a ieșit Ministrul Sănătății și a spus că dacă numărul de cazuri nu va crește, la 1 iunie se vor deschide terasele și probabil că la 15 iunie restaurantele. Având în vedere că noi am fost închiși odată cu restaurantele, prin deducere logică ar trebui ca tot în 15 iunie să deschidă și industria de jocuri. Adică va fi o deschidere soft. Probabil că estimările mele sunt undeva la 10-20% din companii nu vor reuși să mai dea drumul la activitate pentru că necesită niște costuri repornirea asta și foarte multe companii mici n-au avut bani puși deoparte ca să poată acum să suporte din buzunar o lună, două, trei, cât începe să-și revină industria. Se vor deschide, să zicem, într-un caz fericit pe 15 iunie, urmând a existat anumite condiționări cu care anumite se vor confrunta operatorii. Anumite condiționări, au fost mai multe discuții cu cei competenți de la direcțiile de sănătate publică și așa mai departe, în care s-au impus măsuri generale ca și la celelalte industrii, de covoraj și dezinfectant la intrare, măști la angajați, măști la clienți, temperatură și așa mai departe, plus măsuri specifice industriei de jocuri, la aparatele de slot machine, câte un perete despărțitor la fiecare două aparate, la sale de pariuri, câte un client la 4 metri, ceea ce are dificil, pentru că dacă ai o sală de pariuri de 20 de metri și e inclusiv angajatul, maxim 5 oameni, deja n-ai cum să îți acoperi cheltuielile. Adică va fi foarte, foarte dificil, estimez, pe plus de asta, încă o mare, mare problemă. De obicei, când nu era criza asta, în perioada de vară, iunie, iulie, august, industria era cam la jumate, deci încasele erau cam la 50%. Având în vedere criza plus vara plus asta, se suprapun. Dacă nu ai bani, cel puțin 3, 4, 5 luni de zile să susții din buzunar, foarte, foarte multe firme vor intra în faliment sau vor muri. Pentru că susținere de la guvern pe industria de jocuri n-a fost niciodată cu credite sau cu garantarea creditelor de la bănci sau ceva. Deci singurul ajutor care ar putea să fie acordat ar fi plata lunară a taxelor și nu trimestrială. Că atunci poate mai ușor de scos banii din buzunar taxele pe o lună decât pe 3 luni de zile. Deci credeți că vor trece greu operatorii peste această perioadă? Foarte greu. Adică, ca să zici că operez normal și condiții normale, eu estimez că anul viitor, în primăvară, să zic, dacă nu va reveni al doilea val, cum se tot speculează, se tot vorbește. Există vreo estimare a pierderilor operatorilor în această perioadă de închidere? Păi, gândiți-vă că... Dacă socotim că sunt aproape 80.000 de aparate și un aparat produce cam, adică în medie GGR-ul, să zic, gross gaming revenue, undeva la 1200 de euro, deci înmulțit cu 80.000, sunt undeva la 100 de milioane de euro lunar pierderile, iar la bugetul de stat se pierd cam 60-70 de milioane de euro lunar. Pentru că ponderea mare la încasările bugetare sunt aparatele de slot machine. Da. Cazinole sunt foarte puține și chiar dacă au taxele foarte mari, nu e un venit semnificativ care să crească foarte mult în casele totale. Cam ce procent din numărul actual de companii care operează jocuri de noroc în țara noastră credeți că vor reuși să treacă peste această perioadă? E foarte greu de estimat, dar așa să zic un 70-75%, cred. Poate să fie și mai jos. În funcție, totul depinde de cum va evolua această criză. Dacă va fi al doilea val sau dacă așa, a doua lovitură va fi, poate se va înjumătăți pur și simplu industria. Oricum, numărul de aparate clar va scădea cu 20-30%. Adică chiar dacă oamenii vor trece peste,
având în vedere că sunt taxe fixe pe fiecare aparat, 4.000 de euro pe an, probabil că mulți vor renunța la 20% din numărul de aparate ca să poată să plătească, să suporte taxele. Dar oricum, după cum știi, în fiecare an se plătește autorizație, dar dacă ai apucat să iei autorizația pe un an de zile, chiar dacă vrei tu să închizi aparatul cu 3-4 luni înainte, trebuie să plătești tot anul. Adică un an de zile, oricum trebuie să plătești autorizația respectivă. Probabil că la reautorizare, cei care vor prinde reautorizarea exact în perioada asta, vor reautoriza un număr mai mic de aparate ca să poată să treacă, văzând clar că nu o să fie același număr de clienți cum erau înainte de criză. La jumătatea lunii aprilie, Guvernul României a emis o ordonanță de urgență prin care s-a dorit ajutorarea agenților economici afectați de criza actuală. Printre acești agenți au fost și operatorii de jocuri. Odată cu trimiterea acestei ordonanțe în Parlament, la Comisia de Buget Finanțe, dacă nu mă înșel eu, Senat. A Senatului, fix articolul care făcea referire la operatorii de jocuri de noroc a fost abrogat. Ce s-a mai întâmplat pe parcurs cu această... Între timp a expirat starea de urgență și a căzut această inițiativă pentru că nu mai era valabilă decât dacă se întâmpla, dacă se finaliza, să zic, și la Camera Deputaților, la Comisia de Buget Finanțe și trecea în plen în timpul stării de urgență. Cum am vorbit cu o grămadă de juriști, toată inițiativa aia nu mai e valabilă. Oricum, punctul ăsta de vedere a senatoarei din Constanța, care nu știu ce interese ascunse avea, să zic așa, nu era punctul de vedere a partidului ei, pentru că au fost întrebați dacă e punctul de vedere a USR-ului și a spus că nu e punctul personal al doamnei senatoare. Oricum nu avea nicio logică, pentru că, cum îți spuneam, taxele astea fixe se plătesc ca guvernul să fie sigur că în momentul când noi operăm, dăm niște bani la buget. Pentru că au fost o grămadă de organizatori rău intenționați care au funcționat ani de zile și erau tot timpul pe minus. Și atunci statul român, ca să fie sigur că și-a niște bani la buget, a impus taxele astea fixe. Dar taxele astea fixe sunt concepute pe perioada cât funcționează jocurile noroc. Având în vedere că jocurile noroc au fost închise, nu se puteau plăti aceste taxe fixe. Adică nu era o facilitate sau un ajutor sau ceva, era o chestie logică, că nefuncționând nu poți să plătești taxe. Că n-ai pe ce să plătești dacă stai acasă. Deci pe perioada nefuncționării, operatorii nu vor fi obligați să plătească taxe. Exact, da. Credeți că executivul va lua și alte măsuri pentru a veni în ajutorarea operatorilor din țara noastră? Și dacă da, care ar putea fi acestea? Păi, cum ți-am spus, s-a solicitat prin anumite adrese către Ministerul de Finanțe, către ONJ-ul, către Guvern, ca taxele astea care se plătesc trimestrial să se plătească lunar. Pentru că acolo unde sunt facilități pentru alte industrii ca și credite garantate de guvern, jocurile de noroc sunt exceptate, având în vedere că e o activitate mai specială. Și atunci ei nu beneficiază. Ăsta ar fi un ajutor foarte mare și ar ajuta industria să treacă mai ușor și ar rămâne mai multe companii care ar da taxe la stat să se plătească doar lunar și nu trimestrial. Și sunt semnale din partea guvernului? Încă e la nivel de discuție, se așteaptă, sunt promisiuni că va fi o masă rotundă, așa cum a fost și cu industria Horeca, va fi și o masă rotundă cu industria de jocuri de noroc și așteptăm să vedem ce decizii se vor lua. În trecutul apropiat, numele dumneavoastră a apărut într-un, să zicem așa, mic scandal de presă. O anumită publicație, mai mult sau mai puțin importantă, v-a legat pe dumneavoastră și alte persoane din industria jocurilor de noroc de diverse grupări mai puțin legale, să spunem așa. Care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de acest... În primul rând că e o fițuică nesemnificativă care nu e un organ de presă central sau ceva. Sunt o grămadă de fițuici de astea care funcționează ca un SRL, adică dai banul și poți să scrii un articol despre oricine. Noi deja i-am dat în judecată, dacă vă uitați acolo, articolul e semnat de un ziarist care a murit acum 5 ani la Constanța. Eu, prin poziția mea ca și consilier la secretarul general al guvernului, am încercat să fac un lobby legal, să zic așa, și să țin legătura tot timpul cu organizatorii și așa. Am deranjat niște grupuri de interese care vreau să rezolve anumite probleme, niște băieți deștepți în ghilimele, că nu sunt deștepți, pentru că ce încearcă ei să facă, erau după anii 90 să iei niște taxe de protecție de undeva și probabil că din cauza asta au încercat să răzbune, să mă denigreze și să mă distrugă imaginea ca să poată ei mai ușor să-și facă planurile lor murdare și pe sumasă. Deci în industria asta de ani de zile nu mai există bani negri, nu mai se dă nicio șpagă, nu...
totul se desfășoară oficial, există Consiliul Consultativ la nivel de ONJ-ul, care nu s-a mai făcut de când s-a schimbat guvernul, cred că din ianuarie, n-au mai fost niciun Consiliu Consultativ. Adică sunt o grămadă de metode legale de a avea discuții cu ONJ-ul, cu Ministerul Finanțe, nu mai merge cu grupuri de interese, cu banii adunați de organizatori și asta. Astea erau prin 90, 90 ceva, s-a terminat. Adică ei nu înțeleg că nu mai există să poți să aduni bani pentru un anumit partid de la anumiți oameni. S-a terminat cu chestia asta. Pentru că totuși ne confruntăm cu una dintre cele mai negre perioade din istorie, să spunem așa. Care credeți că vor fi efectele negative ale închiderii, așa cum a spus dumneavoastră, în jur de 20-25% dintre companiile care operează jocuri de noroc? Păi, având în vedere că sunt 45.000 de oameni în această industrie, probabil că cel puțin 10-15.000 și vor pierde locul de muncă. Sunt oameni care au copii acasă, care au credite la bancă, care lucrează soț și soție în cadrul unei companii de jocuri de noroc. Deci vor fi efecte sociale destul de puternice, să zic așa, și vor fi greu de acoperit. De aia spun, cu cât industria va primi un ajutor de plată eșalonată a taxelor și va putea fi ajutată să treacă mai ușor peste această perioadă, cu atât vor rămâne mai multe companii, mai mulți angajați și totul va fi ok într-un final. Dar, cum v-am zis, mai repede de un an de zile este exclus ca industria să-și revină la normal. Putem găsi și o notă pozitivă, un mesaj pozitiv pe care să-l transmitem operatorilor, pe lângă toate aceste știri relativ negative pe care le-am... Nu sunt știri neapărat negative, pentru că asta e situația cu care ne confruntăm. Era o situație... Există o situație specială pe care acum un an de zile, dacă îi spuneai cuiva, zicea că e un film științifico-fantastic, nu ne așteptam niciodată să fim așa de... puși în situația să punem masca pe față și să... Eu sunt un tip foarte sociabil de felul meu și prietenos și îmi place să discut și așa. Mă simt foarte, foarte îngrădit și foarte închistat în momentul când intru într-un loc public, într-o instituție, chiar și la guvern, unde sunt obligat să-mi pun masca pe față și să stau de vorbă cu masca. Adică mă deranjează foarte, foarte rău și nu lucrez nici la jumate din capacitatea mea, oriunde m-aș duce sau nu mă simt bine cum mă simțeam înainte. Optimist ar fi să zic că nu mai cresc cazurile, că se va deschide și că putem să trăim o viață pe care am avut-o înainte, o viață socială normală. Mulțumim frumos pentru interviu. Cu plăcere. Și să ne auzim cu bine. Ne auzim cu bine.